Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Gimițoi de la biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Dumnezeul nostru din ceruri, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, să fie binecuvântat. Dragii mei, așa cum noi duminică dimineața avem obiceiul să cercetăm scripturile. Anul acesta suntem la Cartea 1 Timotei. Vă invit să aveți Bibliile deschise și să vă pregătiți mintea, sufletul, să reluăm studiul nostru din Cartea 1 Timotei, crezând că este fundamental pentru noi să înțelegem voia lui Dumnezeu scrisă în scripturi. Noi nu avem de unde să știm care este voia lui Dumnezeu decât din Biblie. De aceea vrem să cercetăm Biblia. Întâlnirea aceasta este cu numărul, 4, cu numărul 5, pentru că am avut patru întâlniri de introducere, patru întâlniri de prezentare generală a cărții 1 Timotei, spunând că această scrisoare a fost scrisă de Pavel către Timotei și ea este numită o scrisoare pastorală, pentru că este adresată unui pastor în legătură cu slujirea și viața lui. Aș vrea să citim primele două versete, fiindcă începând de astăzi începem verset cu verset să cercetăm cartea aceasta cu dorința să o înțelegem și înțelegând-o să avem bogăția de resurse a voii lui Dumnezeu și a apostolului care în vremea aceea a primit de la Dumnezeu harul delegat să îi învețe pe noi lideri ai Bisericii Domnului cum să trăiască și să slujească. Vreau în cinstea Domnului să vă invit să vă ridicați. 1 Timotei, capitolul 1, versetele 1 și 2. Pagina 1164 în versiunea română Cornilescu. Pavel apostol al lui Isus Hristos, prin porunca lui Dumnezeu Mântuitorul nostru și a Domnului Isus Hristos, nădejdea noastră. Către Timotei, adevăratul meu copil în credință. Har, îndurare și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Hristos Isus, Domnul nostru. Amin. Amin. Mulțumesc mult. Reocupați vă locurile. Atunci când am prezentat uh, cuprinsul cărții, am spus că versetele 1 și 2 prezintă expeditorul, destinatarul și aduc salutări. Așa începe orice scrisoare. O scrisoare începe cu salutări, spunând cine o scrie și către cine. La fel face și Pavel. Scrisorile scrise de Pavel. În ciuda faptului că au o particularitate a scrisorilor religioase, este totuși o scrisoare obișnuită în tiparul scrisorilor vremii. Observați că Pavel este expeditorul și Timotei este destinatarul, e persoana căreia îi este adresată expediată scrisoarea lui Pavel. Pavel, în această scrisoare, vorbește de pe poziția de maestru și nu trebuie să uităm lucrul ăsta când citim scrisoarea. Și se adresează lui Timotei pe poziția de ucenic. Și, de asemenea, pozițiile acestea ale lui Pavel de maestru și al lui Timotei de ucenic trebuie să fie foarte clar puse în mintea noastră că scrisoarea este scrisă de către profesor către elev. Este important să remarc și faptul că oameni ca Pavel și Timotei, alto, alții ca și ei, nu se nasc, nici nu apar din întâmplare, nu-s produsul unei întâmplări, nici nu-s produsul facultăților omenești, ci oameni ca aceștia, oamenii lui Dumnezeu, aceștia se fac. Așa cum inginerii se fac, nu se nasc ingineri. Așa cum medicii se fac, nu se nasc medici. Tot la fel, mari oameni ai lui Dumnezeu, se fac, nu se nasc. Ei se nasc, dacă vreți, există și accepțiunea aceasta doar din punct de vedere al chemării. Dar oamenii aceștia trebuie să deprindă multe abilități care răspund chemării. Observați câtă investiție a fost făcută în Timotei. Foarte multă. Pavel îl instruiește pe el și îi pregătește mediul, îl împuternicește, îl ajută, vorbește cu cei cu care el se întâlnește, interferează. Nu-i ușor să crești un slujitor. Un pastor, un predicator se formează în ani de zile. Poți veni la Amvon să vorbești din scriptură, dar a fi un lider în biserică, un bărbat cu capul pe umeri, un om echilibrat, un om complex în capacitatea de a sluji, Trebuie foarte mulți ani ca să te formezi. La fel cum atunci când devii medic, după ce faci școala, trebuie o perioadă de stagiatură. E foarte greu să lucrezi cu oamenii. Oamenii sunt diferiți, au sensibilități diferite, au nevoi, uneori pretenții diferite. Oamenii uneori sunt supărați, au neîmplinirile lor și nu e ușor să vorbești cu oamenii când sunt mulți. Aș vrea să surprind în Ideea aceasta, prezentarea expeditorului, a destinatarului și a salutărilor, câteva aspecte care au legătură cu destinatarul, expeditorul și salutările. Primul lucru pe care vreau să-l surprind este faptul că Pavel a investit mult în formarea spiritual-morală a lui Timotei. A investit foarte mult. Pavel îl întâlnește pe Timotei în listra. Dacă vă mai aduceți aminte de joi, joia care a trecut, am vorbit despre Listra, unde apostolul Pavel, în capitolul 16, în prima sa călătorie misionară, aproape că a fost ucis cu pietre. El era cu Barnaba, Ioan Marcu, ucenicul lui, tocmai îl părăsise. Și Listra a fost un oraș în care a predicat Evanghelia, dar niște instigatori, niște iudei care îl urau pe Pavel pentru că era acceptat de oameni și pentru că nu predica ceea ce ei credeau că e bine au instigat oamenii, adică i-au pus la cale ca să îl urască pe Pavel și să-și manifeste dezaprobarea față de Pavel. Aceștia au luat pietre, l-au lovit până când aproape l-au omorât. Pavel a leșinat, putem spune că a intrat în comă. L-au târât afară din oraș. Ei bine, în a doua călătorie misionară, Pavel trece prin localitățile unde în prima călătorie s-a format biserică și ajunge și în Listra. Și aici cuvântul Domnului ne spune, în Listra, că l-a întâlnit pe Timotei. Lucrul acesta este scris în Faptele Apostolilor, capitolul 16, așa cum am anticipat. În urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listra și iată că acolo era un ucenic numit Timotei, fiul unui iudeice credincioase, adică era evreică mamă sa, și al unui tată grec. Această mixare a căsătoriei părinților lui, din punct de vedere religios, mamă sa evrei, că tată s-o grec, mamă sa împărtășea religia iudaică, că tată s-o filozofia greacă, i-a creat multe probleme lui Timotei. Și copilul acesta ar trebui, a trebuit să suporte foarte multe necazuri din pricina tatălui lui care era grec și din pricina tatălui lui care era grec nu era acceptat de iudei, pentru că iudeii îl vedeau necurat. Listra, deci, e locul unei dureroase experiențe pentru Pavel, aici unde a fost aproape ucis cu pietre. Acum Pavel îl ia pe Timotei din orașul acesta și îl formează ca ucenic. Priviți, vă rog, că în versetul 3 din Faptele Apostolilor, capitolul 16, Pavel găsește o soluție pentru rezolvarea problemei descendenței lui Timotei dintr-un tată grec. Și în versetul 3 Biblia spune, Pavel a vrut să-l ia cu el. Fiți atenți cum se exprimă doctorul Luca. Pavel a vrut să-l ia cu el și după ce l-a luat. Asta înseamnă că n-a fost doar un eveniment, ci un proces. Pavel a avut dificultăți să se decidă să-l ia cu el. Pentru că a anticipat reacția iudeilor. Vii cu ăsta după tine, taică-s-o e grec, e în prejur și el e ca taică s necurat. El știa că nu o să aibă succes în slujire. De aceea uitați ce l-a învățat Domnul să facă. După ce l-a luat, l-a tăiat în prejur din pricina iudeilor care erau în acele locuri, că toți, toți, știau că tatălui este grec. Oamenii au prejudecăți. Oamenii au prejudecăți. Dacă vii la penticostalism din lume, din biserica ortodoxă, e bine. Dar dacă vii din biserica creștină după Evanghelie sau baptistă, nu mai e la fel de bine. Pentru că ești baptist, domne, vii din biserica baptistă. Oamenii au prejudecăți. Timotei a avut probleme că a fost taică o grec. Și după ce s-a pocăit, a purtat aceste probleme cu el. Ce legătură avea inima lui Timotei și credincioșia lui și dedicarea lui și râvna lui și sacrificiul lui cu taică sau că era grec? Dar Pavel a înțeles că oamenii cu care el vorbește și cărora le predică au prejudecăți. Și a găsit o soluție să depășească prejudecățile acestea. A văzut în copilul acesta chemarea Domnului și și-a dat seama că este chemat de Dumnezeu, dar în același timp știa și dificultățile cu care se va confrunta din cauza unora din public. Și atunci a rezolvat problema tăindu-l în prejur. cu alte cuvinte, iudaizându l băgându-l între evrei că l-au tăiat în prejur. Vă întreb eu, se face un om mai bun că îl tai în prejur? Se face un om mai credincios că îi faci un semn în carne, în trup, devine inima mai bună? E el mai pocăit? Nu. Dar așa sunt oamenii, oamenii se uită după forme. De când e lumea lume, oamenii au prejudecăți cu formele. Dacă e cineva mai nu știu cum pe din afară, noi îl credem mai pocăit. Nu-i cunoaștem inima, dar așa suntem noi oamenii. Noi punem etichete în funcție de forme, în funcție de vestimentație și așa mai departe. Nu mă înțelegeți greșit. Toate sunt importante, dar nu înseamnă că aspectul exterior este egal cu cel din interior. Să nu credeți asta în vecii vecilor. Că sub o vestimentație foarte decentă se poate ascunde o inimă de bandit. O inimă netăiată împrejur, o inimă plină de, de, de răutate și de fiere amară. Inverse mai puțin. Adică cine pe dinăuntru este un om al lui Dumnezeu, asta va reflecta și în exteriorul lui. Observați că Pavel însă nu face o regulă permanentă din asta. Aș vrea să vă citesc ceva din Biblie care, cel puțin pe mine, m-a făcut să rămân puțin surprins. Vă rog să deschideți în în capitolul 2. Noi suntem în dimineața aceasta, nu la predică la studiu biblic. în capitolul 2. Mai întâi din versetul 3. Nici chiar tit care era cu mine, măcar că era grec, n-a fost silit să se taie în prejur din pricina fraților mincinoși. Uitați ce spune aici Pavel. Pavel spune așa, Petit, care era ca și Timotei, n-a fost nevoie să-l tai împrejur, dar era grec. N-a fost nevoie să-l tai împrejur din pricina iudeilor. Dar eu, dacă aș fi trăit atunci, l-aș fi întrebat să nu te super Pavele, Dar Timotei a fost la fel ca Tit, grec, din tată. Pe la de ce l-ai tăiat împrejur din, din pricina fraților? Fiți atenți cum îi numește Pavel, mincinoși, frați mincinoși. De ce pe Timotei l-ai tăiat în prejur din pricina fraților mincinoși și pe Tit nu? Citim și versetul 6. Că cei ce sunt socotiți ca fiind ceva, orice ar fi fost ei, nu-mi pasă, Dumnezeu nu caută la fața oamenilor. Dacă citiți toate versetele acestea de la 3 la 10, veți constata că Pavel remarcă următorul lucru: tăierea în nu are nicio valoare. Dar de ce Pavele cu Timotei a avut valoare și cu Tit nu mai are? Dacă, dacă Timotei ar fi pastorul Bisericii Betania și cu doi oameni care sunt în aceeași situație, cu unul s-ar comporta într-un fel și cu altul în altul, ce-ați zice despre Timotei? Citiți dumneavoastră în Biblie să vedeți că este corect ceea ce afirm. Au fost doi oameni în aceeași situație, Timotei și tată, amândoi veniți dintr-un dintr părinte grec. Pe Timotei îl taie împrejur, pe Tit nu. Și la Tit chiar, ba chiar scrie în scrisoarea către Galatia, pe asta nu-l tai, chiar e grec, dar nu-l tai. Nu mă interesează pe mine de frații mincinoși care toată ziua își bat gura. Nu mă interesează. Dar de, de Timotei de ce te-a interesat? Cum ați calificat dumneavoastră inconsecvența? Adică odată așa și odată așa în viața lui Pavel. Fac o paranteză. Cum calificați cartea proverbelor care în același verset spune așa? Vorbește-i nebunului pe nebunia lui, ca să nu creadă că-i deștept, că dacă taci și faci pe pocăitul, îi se urcă la cap și crede că se poate juca cu tine. Virgulă. Dar nu-i vorbi nebunului pe nebunia lui, ca să nu-i vorbi. E, interpretați dumneavoastră versetul acesta dacă puteți. Prima jumătate spune, zi domnule cum ți-a zis... A doua jumătate spune, nu te pune la mintea lui. Opinia mea personală în legătură cu Tim Timotei este următoarea. În viața de slujire există reguli și uneori există excepții. Nu poți să elimini din viața de slujire excepțiile. Cine crede că le poți elimina, n-a fost niciodată aici și vorbește de acolo, și de acolo orice vorbește bine. A fost o excepție Pavel că l-a tăiat prejur pe Timotei. A fost o situație în care a constatat că între evrei aceștia nu toți erau mincinoși, erau unii sinceri. Erau legaliști, dar erau sinceri. Și Pavel, prin Duhul, și-a dat seama de ei, a trăit cu ei o vreme, i-a slujit și n-a vrut să-i piardă. În cazul lui Timotei, părerea mea personală, el îi și numește evrei mincinoși, adică și-a dat seama că toți sunt răi că intenționat se poartă așa cu el și atunci n-a vrut să facă pe placul lor. În cazul lui Tit, foarte probabil că mulți dintre cei care erau împotriva lui Timotei nu erau răi intenționați, erau doar răi informați, erau needucați. Observați că Pavel se comportă diferit în două situații diferite. Pavel se comportă diferit în două situații similare concetățenii lui Timotei îl vorbeau de bine, lucru care arată influența mamei lui și a bunicii lui. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 5. Aduceți-vă aminte că în fapte, capitolul 16, Biblia menționează că Timotei era vorbit de bine în localitatea lui. Era vorbit de bine în localitatea lui. Să știți că este foarte greu să fii vorbit de bine în localitatea ta. Cel mai bine ești vorbit de bine în alte localități, că specialistul e totdeauna din alt oraș. Când vin mu predicator musafir la noi în biserică, pentru unii dintre noi ei par mai buni decât predicatorii noștri. De ce? Pentru că noi îi cunoaștem. La fel par și predicatorii noștri când se duc la oameni ăștia acasă în bisericile lor. Că așa sunt oamenii. Tot timpul ce au alții în frigider, parcă e mai dulce decât ce avem noi. Când mâncăm prăjitură la cineva, parcă e mai bună prăjitura la altul acasă. Și cârnații și supa când ne întoarcem acasă, ar fi bine să ne aducem aminte că nimeni nu gătește mai bine decât soția noastră. Chiar dacă ni se pare, ni se pare că noi de am ales-o, că e mai bună decât toate și e mai potrivită decât toate și e mai pocăită decât toate. E o falsă impresie că altele gătesc mai bine. Însă, Timotei a fost un, un tânăr atât de, de, de cum se cade, de liniștit, de pocăiști, de serios, încât oamenii din Listra, din orașul lui, îl vorbeau de bine. Pavel ori de câte ori scrie o scrisoare în numele unei biserici, o scrie în numele celorlalți colaboratori ai lui. Vă imaginați dumneavoastră că între Pavel, Timotei, Tit și toți ceilalți, o grămadă de nume de anonim, pe care nu știe nimeni, Pavel îi menționează în scrisorile pe care le scrie și spune așa, primi salutări și de la fratele Viorel. Adică, ce se întâmplă? Eu nu toată ziua îl trimit pe fratele Viorel la spital să facă vizite, îl trimit pe fratele Viorel toată ziua la biserică să slujească Îl pun pe fratele Viorel toată ziua să facă treabă Iar când e vorba de ceva, atunci fratele Viorel nu există Aia nu e omenie fraților Fratele Viorel trebuie promovat dacă slujește Și trebuie să îi se dea autoritate pe măsura responsabilității Dar nu vorbesc de el acum, vorbesc de oricine din adunare Pe el l-am dat exemplu doar că este lângă mine Pavel n-avea nicio obligație să menționeze în scrisorile lui Timotei, Tit, Erast și tot grupul de oameni care... De ce i-a menționat? Pentru două motive. În primul rând, să le dea trecere și respect în fața celor care vor citi scrisoarea, că dacă numele lui Timotei e pus lângă numele lui Pavel, nu vă supărați, înseamnă ceva. Dacă citiți așa, Obama, Luigi și încă doi au fost în vizită la Chicago o, oh, o, oh. bă, dar cine e Luigi Domne lângă Obama? Bă, fraților, stați un pic. Ei, când, îl pui, când pui, numele lui Timotei lângă numele lui Pavel, dintr-o dată există un transfer semantic, adică toată gloria din, din numele acestui bărbat se transferă puțin asupra acestui tinerel anonim. Și Pavel a vrut să-i dea valoare, să-l promoveze pe tânărul acesta, că mâine, păi mâine, îl tăia la Roma, l-omora și cine mai rămânea să predice Evanghelia? Al doilea motiv e că vrea să-l încurajeze personal. Când ai un șef și când vezi că te mai bagă din când în când în seamă, cu cât o apreciere, cu cât un bănuț, cu una, cu alta, altfel prins la inimă, nu? Zici, băi, mă apreciază și pe mine șeful, te bucuri, îți vine să te duci cu o oră mai devreme la lucru, așa, din proprie inițiativă. Ca un semn de recunoștință față de șeful care te-a apreciat. Dar când ai unul acru, niciodată nu-i bine. Niciodată nu-i bine. De faci ou mai tare, e prea tare, de -l faci mai moale, e prea moale. Atunci e complicat. Îți piere și pofta de lucru aproape că îți vine să te muți. Pavel a fost un om înțelept. A știut cum să-și promoveze oamenii, a știut cum să încurajeze, a știut cum să investească în ei. Este foarte greu să crești pe cineva. Uneori, dacă ați observat, cei care sunteți meseria și în anumite domenii, merge să vă faceți geabul și aveți lângă dumneavoastră pe cineva pe care vreți să-l instruiți. Îl pune să facă și nu face bine vă enervează așa de tare că uneori strică treaba și spui, dă-te-mă la o parte. Dă-te la o parte și lasă-mă în pace că parcă ești legat de mâini. Și mai bine faci dumneata decât să-l aștepți pe el să, să, învețe. Că el nu învață de prima, trebuie să-l lași de 20 de ori și să greșească. Și îi ia timp dublu. Și aici parcă e greu să-l aștepți. Și spui, dă-te, domne, la o parte, lasă să fac eu. E foarte greu să-l lași pe altul să facă timp în care dumneata îi face mai bine. Dar cum învață dacă nu-l lași să facă? nu ușor să formezi oameni. Este foarte greu, dar Pavel a fost un om care a format oameni. A fost un predicator care a format predicatori, a fost un pastor care a format pastori. De aceea l avem pe Timotei, că a existat Pavel. De aceea avem destinatar, că avem expeditor. El a fost însoțitorul apostolului în ultimile două călătorii cu numărul 2 și 3. Lucrul ăsta scrie în fapte 16 cu 3 și 19 cu 22. Al doilea lucru pe care vreau să-l menționez este că relația spirituală dintre Pavel și Timotei a fost una specială. Fiți atenți cum se exprimă Pavel. 1 Timotei unul cu unul. Copilul meu în credință. Cu alte cuvinte, fiul meu. N-avea nicio legătură unul cu altul, o legătură trupească, nicio legătură. Dar relația spirituală dintre ei a fost atât de adâncă, atât de sinceră, atât de reală, în încât el s-a comportat ca și cum era tatăl lui Timotei. Iar autoritatea lui a trecut dincolo de autoritatea spirituală. Eu sunt sigur că dacă Timotei ar fi vrut să se căsătorească, nu era neapărat o problemă spirituală în sine. L-ar fi consultat pe Pavel, că îl privea ca pe mentorul lui. Exista o legătură strânsă între aceștia doi. Pavel spune, copilul meu, în credință. În 2 Timotei, capitolul 1, versetul 2, spune copilul meu prea iubit. Copilul meu prea iubit. Ce ați zice dumneavoastră dacă eu m-aș exprima așa față de unul dintre predicatorii mai tineri? Aș zice că îl lingușesc și vreau ca să îmi găsesc adepți. Și Pavel a avut nevoie de adepți. Știți cum? Când te formezi într-un mediu cu probleme, e foarte complicat să te adaptezi într-un mediu sincer și transparent. Acesta este adevărul din nefericire. Pavel a fost un astfel de slujitor foarte transparent, foarte direct și s-a comportat ca un tată cu mai tinerii lui slujitori. Și a avut libertatea să scrie în scrisori care au rămas peste 2000 de ani. Eu mă compor față de acest tânăr ca față de un tată. E un copil prea iubit. Când spui unuia copilul meu prea iubit și nu ți fiu fizic, natural, Asta înseamnă că îi dai mult credit, înseamnă că îi dai multă trecere înaintea oamenilor. Și dacă faci o prostie, într-o oarecare măsură vine și peste tine consecințele prostiei. Spui, uite-ți ce mă! Pavel și-a asumat riscurile astea. Numai așa a putut să-l formeze pe Timotei. De asemenea, în 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 17, scrie același lucru. Apoi, uh... În Filipeni capitolul 2, versetul 20, scrie ceva important și aș vrea să citesc. Asta demonstrează compatibilitatea dintre Pavel și Timotei. Citesc capitolul 2, versetul 20, prima parte mai întâi. Căci n-am pe nimeni care să-mi împărtășească simțămintele ca și el. Cine e el? Citiți versetul 19 de deasupra Timotei. Uitați, imaginați-vă că spune tatăl care are 5 sau 10 copii despre unul următoarele cuvinte. Am 10 copii. Dar niciunul dintre ei nu-i ca ăsta, Niciunul nu împărtășește simțirile inimii mele ca și el. Imaginați-vă ce e în inima tatălui pentru ăla și cum e la față de ceilalți. Acum imaginați-vă un păstor care are mai mulți colaboratori, prezbiter, diacon, păstor, tot felul de slujitori în jurul lui și spune următoarele cuvinte. Nici unul nu este, nu mi împărtășește așa de bine sentimentele ca și acesta. Vă spune, a, spuneți așa de Pavel? Pavel a spus așa de Timotei, timp în care Pavel a avut foarte mulți ucenici. Dar a rămas scris în scrisoare această afirmație foarte îndrăzneață și selectivă. Niciunul dintre ucenici nu mi împărtășește sentimentele ca și Timotei. Ce vrea să spună? Niciunul nu-i în gândul meu ca el, niciunul nu împărtășește viziunea mea, niciunul nu-i sincer cu mine ca el, niciunul nu se potrivește așa de bine cu mine ca el. Noastră, care sunteți mame și aveți mai mulți copii, mai multe fete, ați observat că cu una nu puteți discuta anumite lucruri, cu alta puteți. Depinde de stilul de om, că nu-l poți răsuci. N-ai ce-i face. Dacă așa e, așa e. Ei, Pavel exprimă lucrul acesta. Spune, Timotei e special pentru mine. Nimeni, niciunul dintre, dintre ucenicii mei nu mi împărtășește sentimentele ca el. Asta a spus, asta a spus Pavel. Nu mai imaginați-vă ce fi fost în inima lui. Ce a vrut să spună cu asta? Ce-ați zice dacă un alt pastor ar face afirmația asta astăzi? De asemenea, versetul 22, știți râvna lui încercată. Pavel aici vorbește despre Timotei și spune următorul lucru, e compatibil cu mine, mă potrivesc cu băiatul ăsta de minune. Îngrijește, în adevăr, de starea voastră. Cine? Timotei îngrijește în adevăr de starea voastră. Când spune în adevăr, ce înțelegem aici? Citiți a doua parte a versetului 20. Înțelegem următorul lucru. Și alții, și alții de starea voastră, dar nu sunt așa de sinceri și motivația lor nu e așa de corectă ca a lui Timotei. Ăsta în adevăr are interes pentru voi. Pavel îi cunoștea pe toți că era mentorul lor. Era om mai în vârstă, îi citea, îi mirosea dacă îmi permiteți expresia. El pe toți îi educa, în toți investea și îi vedea pe toți cum se raportează la public. Pe unii vedea că se raportează doar atunci când e de față cu ei, dar când e în spate, nu mai are același interes ca atunci când vorbește. Dar Pavel spune următorul lucru, Timotei, să știți că în adevăr îi pasă de voi. Dacă, dacă tratăm acum invers, cu negație lucrurile, pentru ceilalți, ce a vrut să spună Pavel? Nu e greu de înțeles ce a vrut să spună Pavel. A vrut să spun următoarele lucruri: dintre toți, lui Timotei pasă cel mai mult de voi. Asta este o atitudine pastorală, frați și surori. Astăzi în secolul 20, pentru că viața spirituală a bisericii, acum a încercat să mă înțelegeți cu maximă atenție, pentru că viața spirituală a bisericii din secolul 21 se rezumă doar la serviciile divine, pentru noi pastorii sunt importanți dacă predică bine. Asta este o greșeală teribilă. Noi promovăm oameni în funcție de calitatea predicii doar. E o greșeală teribilă. Pentru că atunci când promovăm un om, el orică diacon, orică-i prezbiter, orică-i pastor, poate să predice la fel de bine. Nu predică mai bine dacă îl faci prezbiter sau pastor sau diacon? Dacă îl lași să predice, indiferent de ungerea care o are, când mă refer la ungere, mă refer la ordinare, tot atât de bine predică. Dar dacă vrei să-l faci pastor, nu poți să-l faci, să faci pastor dacă nu e ordinat. El nu se poate duce în vizită la frați dacă nu-i ordinat și nu-i numit, nu numit pastor. Ați acceptat dumneavoastră să vină la dumneavoastră în familie un predicator din adunare care nu-i ordinat și să vă tragă la socoteală cu, o pri cu privire la o problemă personală? Nu, l-ați întrebat de da, după dată, cine ești. Dar dacă e pastor în biserică, o-o, oh, oh, atunci are dreptul că dumneavoastră ești membru în biserica aceea. Observați care e remarca lui Pavel către Timotei, nu că predică neapărat bine. Ci că are interes pentru oi. Fraților, este ușor de la 9 la 12, este ușor. Dar dumneavoastră vă îmbolnăviți nu de la ora 9 la 12. Copiii dumneavoastră au nevoie de consiliere nu de la ora 9 la 12. Trebuie să fiți vizitați la spital nu de la 9 la 12. Trebuie să ne întâlnim la studii biblice și la toate felurile de întâlniri, nu doar de la 9 la 12. Ei, Pavel a spus următorul lucru, tânărul ăsta are interes pentru voi, nu doar în timpul serviciului divin. Un astfel de om trebuie promovat că vă are grija, vă iubește, se sacrifică pentru voi, e alături de voi, vă împlinește nevoile. Viața spirituală relativ mediocra a secolului 21 care se rezumă doar la serviciile divine. A pus biserica în situația să-și pună în față niște oameni care fac un program grozav de la ora 9 la 12 și apoi mai urmează unul seara și unul joia și gata. Dragii mei, dacă asta este viață spirituală, vreau să vă spun că nu e adevărat. Omul nu poate fi pocăit duminica și joia. Și dacă ai nevoie de pastor, ai nevoie în fiecare zi. Și dacă ai nevoie de medic, ai nevoie în fiecare zi, că nu știi când te îmbolnăvești. Dacă ai nevoie de polițiști și de pompieri, ai nevoie în fiecare zi, că nu știi când ți-a focasa sau când te atacă cineva. Acesta e un om care trebuie să stea mereu la dispoziție, să fie la îndemână, să fie disponibil, să aibă tragere de inimă, să, 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 se, să se ridice sau să se coboare la nivelul tuturor. Pavel spune publicului, omul acesta, în adevăr, îi pasă de voi. Ce credeți că a vrut să spună? Frați dragi, ăsta se numește studiu biblic. Să înțelegem afirmațiile acestui bărbat făcute cu 2000 de ani în urmă. Mai mult de atât, are interes pentru împărăție, versetul 23. Pe de altă parte, ne să vi-l trimit de îndată ce voi vedea ce întorsătură vor lua lucrurile cu privire la mine. Are pasiune. Sacrificiu și răbdare. Știu râvna lui încercată. Știu râvna lui încercată. Observați, l-am încercat și în urma încercării am constatat că este reală râvna lui. Asta spune Pavel. L-am încercat, l-am testat, l-am examinat. Dar cum? În ce împrejurare? În ce fel de raportul cu el? Și în a doua parte a versetului 22 spune următorul lucru. Cum un cum ca un copil cu tatăl lui a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru, înălță, pentru înaintarea Evangheliei. Exact cum un copil stă tot timpul lângă taică să și ascultător, care-i raportul dintre tată și copil? Ascultare, supunere, respect, credincioșie, încredere și așa mai departe. E, Pavel ia această imagine din familie și o pune în raportul dintre el și Timotei și zice așa, exact cum un copil cu tatăl lui, la fel Timotei cu mine, a lucrat cot la cot pentru promovarea împărăției lui Dumnezeu. L-am văzut. De-a lungul celor două călătorii misionare care au durat aproximativ 7-80 ani, l-am văzut în tot felul de împrejurări. De aceea Pavel îl promovează, de aceea îl vorbește de bine, pentru că era sigur de ceea ce spunea în relația lui personală, spirituală cu Timotei. Grija lui Pavel față de Timotei este specială. Observați 1 Corinteni, capitolul 16. Este aici un aspect foarte important. Îi atenționează pe frații din Corint să se îngrijească de nevoile lui. Care nevoi? Și acum, haideți să vedem care nevoi. 1 Corinteni 16, versetele 10 și 11. Dacă sosește Timotei, aveți grijă să fie fără frică la voi, că el este ocupat cu Evanghelia. În ce fel trebuia să aibă grijă dacă el era ocupat cu Evanghelia? Ce vrea apostolul să spună? Uitați ce spune Pavel. Să știți că el este ocupat ca și mine cu Evanghelia. Aveți grijă de nevoile lui. Nu asta ce ați înțelege. Dacă Pavel v-ar da un, un telefon și v-ar spune doar atât. Dar ca să înțelegeți și mai bine ce vrea să spună, citim și versetul următor. Nimeni dar să nu-l disprețuiască. Pentru ce? Vreau, dragi, Apostolul Pavel a trecut prin situația aceasta. S-a dus în Corin și frații din Macedonia s-au îngrijit de nevoile lui. Și acum el este pus în situația să promoveze niște slujitori tineri. Și știe că Timotei se va duce la Corint unde a fost el. Și a stat ani de zile în Corint și oamenii ăștia nu l-au ajutat cu nimic. Frații din Macedonia îl sponsorizau pe el acolo. Este singurul loc unde Pavel a făcut corturi pentru că frații în mijlocul cărora lucra nu și-au închipuit că și el mănâncă și lui trebuie haine și lui trebuie bani de corabie și de alte nevoi. Și frații din, care erau maturi din alte biserici au știut biserica din Corint, au știut că e harismatică, dar e imatură și l-au ajutat ei. Ei acum îl trimite pe Timotei în același loc unde a fost el și în baza experienței lui triste cu oamenii ăștia le scrie o scrisoare și spune cu alte cuvinte cam așa. Să nu faceți cu copilul ăsta cum ați făcut cu mine. Să vă îngrijiți de nevoile lui și să nu-l disprețuiți că vă îngrijiți de el și-l ajutați. Că el n-are timp să se ocupe de nevoile lui, că muncește pentru Evanghelie. E, îngrijiți-vă voi, vă rog frumos, de nevoile lui. Asta a spus Pavel. Fraților, cum, care ar fi aplicația practică astăzi? Cam ce ar trebui noi să înțelegem ca oamenii lui Dumnezeu? Ăsta se numește studiu biblic. Asta este evanghelia lui Dumnezeu. În felul ăsta ar trebui să se formeze caracterul unor credincioși în biserica locală, nu în funcție de simpatii și antipatii, ci în funcție de evanghelia aceasta care pretindem că stă la baza credinței noastre. Biserica penticostală, spune noi că nu are tradiții. Are Evanghelia și Evanghelia stă la bază. Ei, Evanghelia spune lucruri ca cele menționate în această dimineață. Și dacă avem respect pentru ea, orică ne place, orică nu ne place, ea spune ceea ce scrie în ea. De 2000 de ani au fost oameni care au râs de ea și oameni care au plâns citind-o. Și aceste două categorii de oameni vor rămâne până când va lua lumea foc. Mai spun un lucru și închei. Evrei, capitolul 13, versetul 23. Este ciudat că este scris și în cartea aceasta despre el, lucru care mă face pe mine să cred că Pavel a scris epistola către evrei alături de alte uh, argumente pe care n-are rost să le aduc acum. Citim 13 cu 23. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Să știți că fratele, fratelui Timotei, i s-a dat drumul. Dacă vine curând, voi veni împreună cu el să vă văd. De unde i s-a dat drumul? Din pușcărie. A fost Timotei în pușcărie? Păi i s-a dat drumul. De unde putea să i se dea drum? Tânărul acesta a trecut prin încercări pentru credința lui. Pavel știe despre adversitățile cu care s-a confruntat și îl apreciază mult pentru atitudinea, pentru comportamentul de care a dat dovadă în timpul încercării. Și aici spune următorul lucru, am înțeles că a ieșit de unde a fost închis. Dacă el ajunge la voi, voi veni și eu acolo, pentru că vreau să mă bucur văzându-l alături de voi. Timotei a fost ca un tată pentru acest copil. Pavel a fost ca un tată pentru acest copil, iar Timotei a avut harul să crească lângă un asemenea bărbat ca și Pavel. Întrebarea cu care încheie următoarea: cât de mult ar fi reușit Timotei să ajungă în structurile de slujire ale bisericii dacă n-ar fi fost un Pavel? care atât de mult l-a învățat, l-a protejat de cei care i-ar fi făcut rău. Nu te băgăm în seamă că ești un tinerel, nu te băgăm în seamă că tai că tu e grec, nu te băgăm în seamă că tu nu știi nimic, nu ești de la început, nu te băgăm în seamă că tu nu ești dintre evrei, tot felul de argumente. Dacă n-ar fi fost acest Pavel care și-a folosit autoritatea și și-a pus onoarea în joc ca să-l promoveze, ca să-l crească, întrebarea mea e, ar fi făcut Timotei singur față să crească? Gândiți-vă la aceste lucruri și încercați să le aplicați la biserica locală. Că scopul cu care noi cercetăm Scriptura aceasta este dublu. Unu, să o înțelegem în contextul de atunci și doi, să o aplicăm în contextul de acum. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. Amin. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi.betani.cc Până data viitoare când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia